Florin, am nevoie de ajutorul tău. Am adus două manechine profesioniste ca să putem lucra pe cald, că la rece. Taci odată, că te bag. Stai acolo. Stai că te bag eu. A venit domnul de la circ. Cine i-a chemat pe ăștia la nunta asta, bă? Păi nașul, mă, n-ai cum. Deci am chemat două manechine profesioniste ca să lucrăm la cald și nu la rece, că la rece ne-am tot săturat. Păi și cu fetele ce aici? Vom avea... Dacă ai chemat două manechine, fetele ce cald? Ele sunt manechine. A, nu eu, am înțeles, mă, cu scre. Ce n-ai, mamă? Și pentru că aveam nevoie de ajutoare, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, l-am chemat și pe Nașu. Nașule! Nașule! Acum fac intrarea asta așa un pic că... Nașu-i manechin profesionist. Stați așa că mă sună telefonul, stați așa un pic. Alo? Alo? Da, okay. Sunt la nuntă, da, sunt la nuntă. Nu o să-i pun bătăți. Hai, Nașule, vină cu... Nu-i pun bătăți. Nașul va ajuta pe Răzvan, pe mine mă va ajuta Mirele și în spatele nostru va tăia, ca de obicei, toate cadrele, vărul, videograful. Ce trebuie să facem? Avem doar două minute la dispoziție, fiecare echipă, să îmbrăcăm altfel manechinele. Propunerea noastră, Florin. Da. Propunerea noastră. Cum mi-ar fi plăcut mie să fie mireasa. Bravo, bravo. Da. Dar vom lucra pe model de pandemie la un buget extrem de redus. Să vedem cât de bine le putem îmbrăca pe mirese, pe fete. Jurul nostru este format din prințesele noastre. Iată-le. Ele vor decide care ținută este mai, mai bine organizată. Atenție mare, pregătiți? Da, da. Aveți 10 secunde să vă uitați ce avem la dispoziție. Avem hârtie de împachetat? N-avem. Avem șervețele de bucătărie. Avem hârtie. Avem hârtie albă. Și măști. Și plicuri și măști. Și avem capsator. Agrafe. Și hârtie. Stai, mă, un puțin să vedem. Tu ce? Bă, mi-a plăcut să am umorul lui tata, dar nu l-am. Da, 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 sunt. Ai compensat cu costumul. 5, 4, 3, 2, 1, start! Iată, facem o fustă mai întâi. Facem fustă. Fustă. Ia capsator. Vrei să-mi vădești? Da, pe scurt. Scurtă, scurtă. Tu vrei să o ascunzi? Păi dacă așa e concurs. Hai, tata, lângă noră, tata, te bagi pe lângă ea și acum la fata asta... Nu-i nimic, îți bagi, bagi. Aici, unde vrei să se închide? Într-o parte, într-o parte aici. Într-o parte. Într-o parte. Cu cracul gol. Cracul gol. Tata, așa, stai, așa, bagi, stai cam. Eu două secunde. Te crac, doamna Maria Cânești, îmi fac acum parte din sus eu. Mai frumoase așa, mă, decât... Da, așa un pic, că am o treabă aici, am. Da. Bag o mână aici. Da, că eu chiar m-am luat în serios. Ai grijă să nu-mi tragi ca pe tine, Nașule, că zici că ești totul de la cine. Sunt ăla, eu sunt. Facem ca la mix. Nu e bine. Bade. Nu e bine, Florine. Da, că am făcut și treaba. Stai să... Mă, că am făcut și treaba. Trebuie să o învelesc când scoci ca pe hamster. Bade, stai așa, mă, că... Că facem așa, fie să-mi bagă, uite. Faci gata, știu. Nu acoperi atâta, mă, că nu nimeni. Auzi, mă, Nașule! Nu vrei să-ți fac vreo două vorbe, că am văzut că ai bani la Chimir. Da, da. Cu colegii mei, la minor, vină cu a colega să răcorim puțin pe Nașu. Vă rog frumos, deci nu am... Să știți, Sfântul Maria, banii ăștia pentru Chimir ăștia, pentru că au nevoie de anumită. Ai, lasă vrăjeala, că la lăutar cine... Nu încercați să... Păi ce broasca cântă pe uscat? Hai, șefule, bagă-ne ele! Bate, lipi aici, lipi. 30 de secunde! Ia-o-s! Dă capsă, capsator, dă capsator, capsator, capsator. Capsator, mi-a dat la mine. Acest bani e! Uite, bani, haide, cap în coronă și ceva! Cap în coronă, ceva! Yes! O facem mânger? Victoria Secret? Așa am fi, bani! Haide! Haide! Așa e bine! Și mai mare, trăiască și socru mare, mare, mare și mai mare. De nimic nu te frică, Florin
este ginerică. Florin este ginerică. Vai, e verde și un simpic. Trăiască și socru mic, mă. Vai, e verde și un simpic. Dani este socru mic, mă. Opa di di da na, opa di di da na, opa di di da na, opa di di da na. Dragii mei, se vede treaba. Nu, se vede, chiar se vede treaba. Haideți să vedem. Hai să vedem împreună cu juriul nostru. Deci avem, să începem cu primul exponat. Cum te cheamă, domnișoară? Flavia, o cheamă Flavia. Flavia, dacă te uiți la noi, să știi că suspinăm alături de tine. Vom face și cu botez imediat, duminica viitoare, că ne cheamă șefii la muncă. Deci, haideți să explicați, vă rog, în câteva cuvinte, cum v-ați gândit, șef Nicolae. Nașule. Explicați creația. Deci, am pornit de la o influență pariziană, haute couture. Ot de un fel. Am realizat un deux pièces din trei piese. Ah, bun. Și am ales și varianta de luxury, am pus niște manșete, da? Bă, că v-ați gândit că are un singur sân. Bravo. Cu vedere la așa și pe. Nu și bun am zis. Am încercat. Noi avem aici pe. Avem altfel. Isabela. Isabela, da. Te ținem pumnii dacă te măriți să fii tot așa bine organizată. Da, zici că e fata de duminica trecută de la Iumor. Da, Bia. Bă, nu știu cum le-ați îmbrăcat, băi, Dani, că zici că sunt surori la spitalele astea de COVID, să nebunesc. Iată, Isabela noastră s-a prezentat și ea într-o zonă mai golașă, cu crac. Ce alegeți? A sau B? Flavia sau Isabela? Nașă? Eu aleg Isabela. Eu aleg să vină nașul mai repede la masă, că mă ia nervii. Isabela, tăticule, că tu te-ai apucat. Mulțumim, n-avem niciun câștigător. Cum se zice la orice meci demonstrativ, câștigători suntem cu toții.